România a importat în primele 4 luni ale anului carne și preparate din carne în valoare de aproape 600 de milioane de euro și a exportat de doar 200 de milioane de euro, potrivit Institutului Național de Statistică. Exporturile de animale vii au crescut cu 0,9% comparativ cu perioada similară de anul trecut, iar importurile cu aproape 30%, în timp ce exporturile de carne și preparate din carne s-au majorat cu peste 15%, iar importurile cu 20%. În perioada menționată, România a exportat în Uniunea Europeană animale vii în sumă de 61 de milioane de euro, principalele țări de destinație fiind Ungaria, Grecia și Croația. Importurile de animale vii au totalizat peste 83 de milioane de euro, majoritatea provenind din Ungaria, Germania și Olanda. În perioada ianuarie-aprilie 2024, exporturile de carne și organe comestibile în țările din Uniunea Europeană s-au ridicat la peste 93 de milioane de euro, iar importurile la 500 de milioane de euro. Cele mai mari exporturi au fost către Bulgaria, Franța, Italia și Ungaria, în timp ce importurile cele mai mari au provenit din Spania, Germania, Ungaria și Polonia. Valoarea exporturilor de animale vii în Uniunea Europeană a depășit 60 de milioane de euro, principalele țări de destinație fiind Ungaria, Grecia și Croația.